Biblioteca Națională a României, instituție simbol în spațiul cultural românesc, deține în colecțiile sale un important fond de manuscrise ce însumează peste 43.000 de documente unicat. Aceste manuscrise, prețioase mărturii istorice și artistice, fac parte din colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale, instituție care se ocupă de tezaurizarea și conservarea lor, cu scopul de a fi prezentate cercetătorilor, dar și generațiilor viitoare. Ne aflăm la Biblioteca Națională a României, la serviciul colecții speciale, din cadrul căruia face parte, între altele, cabinetul de manuscrise. Cabinetul de manuscrise deține un fond extrem de interesant, atât din punct de vedere istoric, cât și din punct de vedere artistic și spiritual în general. Cabinetul conține în jur de 40.000 de unități bibliografice, din care foarte mare parte o constituie corespondența, în jur de 30-35.000 de unități. Cărțile manuscrise sunt unele de o vechime considerabilă. Limbile în care sunt scrise aceste manuscrise sunt extrem de numeroase. Avem manuscrise în română, slavonă, greacă, latină, germană, maghiară, arabă, turcă. Avem chiar și o scrisoare în limba suedeză, 3 manuscrise în limba japoneză și un manuscris extrem de interesant care, după grafie, pare a fi din zona Indochinei, Birmania sau Thailanda. Materialele pe care s-au scris aceste manuscrise sunt și ele destul de variate. În principal s-a scris pe hârtie, dar avem și manuscrise pe pergament. Autorii acestor manuscrise, desigur, sunt multe manuscrise vechi cărora nu le cunoaștem nici autorii, nici copiștii. Dintre manuscrisele moderne avem lucrări ale unor autori celebri precum Cioran, Mircea Eliade, George Călinescu, Ionel Teodoreanu, Iulia Hașdeu. În general, nu știm cu exactitate traseul manuscriselor până au ajuns în colecția noastră. Singurele indicații pe care le avem uneori sunt însemnări de proprietate pe cărțile vechi și ex librisuri pe unele cărți mai recente. Trebuie să spun, ca o notă generală, manuscrisele mai vechi, din secolele trecute, erau cu predilecție manuscrise religioase. Pe măsură ce ne apropiem de epoca modernă, se diversifică conținutul manuscriselor și se merge spre o tendință de laicizare, care se face foarte pregnant simțită, în special începând cu secolul al XIX-lea. Avem manuscrise care conțin miniaturi. Multe din ele au letrine foarte frumos desenate. Letrinele sunt inițialele unor cuvinte cu care începe un pasaj și uneori sunt foarte spectaculos miniate. Frontispicii, se desenau în special motive vegetale stilizate și geometrice. Cărțile vechi, în general, erau legate cu coperte tari, de cele mai multe ori scoarțe de lemn, învelite în piele, iar pielea respectivă era ștanțată cu motive vegetale stilizate, dar și cu motive cu subiect religios. Multe dintre ele, mai ales cele de secol XVIII de pildă, au în centrul copertei imaginea lui Hristos pe cruce, ștanțată în formă de romb. Între cele mai vechi manuscrise prezente în colecțiile Bibliotecii Naționale se numără și un evangheliar slavon, scris pe pergament.
Lucrarea nu prezintă elemente decorative și nici mențiuni cu privire la persoana care a realizat manuscrisul sau la locul în care a fost executat. Manuscrisul de secol XIII este scris pe pergament. Este în limba slavonă de redacție mediobulgară. Ce înseamnă acest lucru? Limba slavonă a fost limba literară scrisă a slavilor din sud și est și a fost folosită în secolele trecute, în special pentru cult și pentru documentele de cancelarie. În funcție de zona unde se folosea această limbă slavă bisericească, ea a avut anumite influențe. Astfel putem vorbi de o limbă slavonă de redacție rusă, ucraineană, mediobulgară, sârbă și chiar românească. Manuscrisul despre care vorbim acum este în limba slavonă de redacție mediobulgară, dar pentru că anumite porțiuni din unele file de pergament au fost rupte sau degradate în decursul timpului, s-au făcut la un moment dat completări, dar în slavona de redacție sârbă. Deci ne putem gândi că acest manuscris a avut un parcurs spectaculos. Cercetătorii spun că e foarte probabil să fi fost scris în țara românească, nu se cunoaște cu precizie locul, ceea ce înseamnă că acest manuscris este contemporan cu formarea primelor state feudale românești. Manuscrisul este un evangheliar care conține Evanghelia după Ioan, dar și niște indicații de tipic bisericesc. Este scris în chirilică. Scrierea chirilică este atribuită sfinților Chiril și Metodiu, deși se pare că Sfântul Chiril a inițiat alfabetul numit glagolitic, iar alfabetul chirilic propriu-zis a fost creat ulterior de un urmaș al său. Scrierea chirilică are trei mari forme: uncială, semi-uncială și cursivă. Acest manuscris are scrierea numită semi-uncială, ceea ce înseamnă că, spre deosebire de cea uncială, literele sunt mai mici, mai rotunjite, sunt mai multe semne diacritice, mai multe semne de punctuație. Manuscrisul are o legătură cu scoarțe de lemn care sunt învelite în piele cafenie și pielea este ștanțată cu o cruce în centru și un registru cu motive vegetale de jur împrejur. E un manuscris puțin mai grosier scris, el nu este spectaculos din punct de vedere artistic. Dar trebuie menționat faptul că, așa cum s-a scris secole de-a rândul, cel puțin în zona noastră, s-au folosit cerneală neagră, iar pentru inițiale și titluri, așa numitul chinovar. Acest chinovar este o cerneală roșie pe bază de sulfură de mercur, substanță cunoscută popular ca cinabru. Trebuie să precizez și faptul că el nu este complet. Lipsesc din el câteva caiete. Însemnări marginale nu există, dar există niște însemnări de proprietate ale unui personaj cu nume tipic slav. În colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale se pot întâlni și manuscrise muzicale cu notație bizantină. Aceste lucrări valoroase prezintă cercetătorilor tezaurul muzicii psaltice și felul în care aceasta a evoluat în timp. Mă
Următoarele două manuscrise sunt de secol XVIII, deci este epoca domniilor fanariote în țările române. Unul dintre ele este un manuscris de muzică psaltică, a aparținut părintelui Ide Petrescu, care a avut studii valoroase de paleografie muzicală bizantină. De fapt, acest manuscris este unul dintr-o serie de trei legate la fel, de aceleași dimensiuni și scrise pe același tip de hârtie. E vorba de o psaltichie. S-a folosit cerneală roșie pentru letrine delicat caligrafiate și pentru indicații tipiconale. Textul muzical s-a scris cu negru. Aspectul grafic este deosebit de îngrijit, iar scrisul are o anumită grație. Corpul cărții, adică filele propriu-zise, au fost bine păstrate, este o hârtie de calitate cu aspect ușor cerat. Legătura a fost restaurată, este o legătură cu coperte tari de lemn învelite în piele. Pielea a fost ștanțată foarte frumos cu motive vegetale stilizate. În centru este, în formă de romb, tot un motiv stilizat. Iarăși, un amănunt tipic pentru legătura manuscriselor din această perioadă, există închizători metalice. Iar în ceea ce privește textul scris, pe lângă letrine apar din loc în loc și frontispicii foarte delicat lucrate și colorate mai viu, iar textul conține atât litere propriu-zise, cât și neume, notația muzicală psaltică. Colecțiile Bibliotecii Naționale dețin în fondurile sale și miscelanee. Aceste manuscrise cuprind în paginile lor o gamă variată de subiecte care de obicei aparțin mai multor autori. Între misceleaneele prezente în patrimoniul Bibliotecii Naționale se remarcă o lucrare aparținând secolului al XVIII-lea, bogat decorată cu miniaturi, letrine și frontispicii. Un alt manuscris de secol XVIII este un misceleneu, care conține mai multe lucrări, aș putea spune, de tipuri diferite. Conține o variantă a romanului popular Alexandria. Alexandria era un roman popular care prezenta faptele de vitejie și călătoriile lui Alexandru Macedon. Conține de asemenea cazanii de învățătură, cazania fiind un text religios care explică pasaje din Evanghelie. Conține și o scurtă istorie a țării românești și a Bucureștilor și iarăși un lucru foarte interesant, conține un trepetnic. Trepetnicul a fost o carte care în secolele 17-18 s-a bucurat de oarecare celebritate. E o carte în care se explică în mod superstițios anumite mișcări involuntare ale pleoapelor, ale buzelor, ale mușchilor feței. Manuscrisul este în limba română, cu grafie chirilică. Textul propriu-zis al romanului popular Alexandria este de dinainte de Hristos, probabil prin secolul III. Se pare că la noi varianta populară românească ce a circulat provenea dintr-o traducere sârbă a textului grecesc. Manuscrisul are și câteva miniaturi, dintre care cea mai spectaculoasă ocupă o pagină întreagă. Pe versoul filei 30 este reprezentat un războinic și mențiunea este că e regele Poru, un personaj din respectivul roman popular. Legătura este tipică pentru această perioadă, sunt scoarțe de lemn învelite în piele și
există închizători metalice. Rolul acestor închizători metalice era de a păstra bine corpul cărții pentru a nu suferi filele denivelări. Colecțiile speciale din cadrul Bibliotecii Naționale a României oferă cercetătorilor, dar și publicului larg, un important fond de manuscrise care acoperă peste 7 secole de istorie. Aceste manuscrise reprezintă documente inedite referitoare la istoria, spiritualitatea, cultura și tradițiile diferitelor zone în care au fost redactate, multe dintre ele așteptând să fie scoase la lumină și prezentate de cercetători publicului interesat.